la Universitatea de Vest din Timișoara. Îmi face plăcere ca de fiecare dată să vă reamintesc că aceste conferințe sunt organizate de Grupul pentru Management și Mediere Culturală împreună cu revista Dilema Veche, că finanțatorul este Fundația Alber, că sponsorul este City of Mara, că se află alături de noi partenerul strategic al conferințelor Dilema Veche pentru tot acest an, Fundația Superbet, și că mulțumim în mod deosebit prietenilor noștri, gazdele noastre, Universitatea de Vest din Timișoara, care ne oferă posibilitatea de a ne desfășura în această sală și de a vă întâlni pe dumneavoastră, mai ales în această sală. Conferințele, așa cum am spus și ieri, conferințele Dilema Veche au acest specific. Noi ne propunem o temă, în acest caz învăț-dezvăț. Am spus noi, plecând de la ideea că, în general, când înveți ceva, te dezvezi de ceva. Așa e în viață. Când vine un plus, vine și un minus cu el. Plătești într-un fel ceea ce dobândești. Și vrem să explorăm această relație, dacă vreți, de vase comunicante între ceea ce înveți și ceea ce pierzi, din diverse unghiuri. Cei care citesc Dilema Veche, și sunt convins că toată lumea din această sală citește Dilema Veche, așa e, nu? Da. Cei care citesc Dilema Veche știu că așa facem noi în fiecare săptămână. În asta constă dosarul nostru săptămânal. Luăm o temă și invităm oameni din diverse perspective epistemice, dar și din diverse convingeri, oameni de diverse extracții, ideologice, sociale, culturale, estetice, mai știu eu, să vorbească despre tema aia. Pentru că noi socotim că e foarte important să formulezi corect dilema, să pui bine întrebarea. Nu trebuie să te repezi la răspuns, deși știu că trăim într-o lume, așa cum a spus cineva odată, în care sunt tot mai puține întrebări fără răspuns, pentru că sunt tot mai multe răspunsuri fără întrebări. Nouă ne place să punem întrebări, să plasăm oamenii în dileme, să exersăm dubiul, să căutăm nuanța și perspectiva. În această a doua zi a conferințelor noastre, Învăț și Dezvăț, avem ca prim act o întâlnire cu teatrul. Pentru că m-am gândit, după ce ieri am avut o întâlnire cu literatura și am încercat să ne lămurim un pic în modul acesta în care literatura poate fi folosită ca armă de seducție în procesul de educație și dacă e în regulă să lucrezi după tehnicile seducției în educație. Și apoi am avut perspectiva unui psiholog în legătură cu ceea ce domnia s-a numit educația 4.0, 4.0. Mi se pare important să vorbim un pic și despre teatru și despre arte în general. Asta fiind o zonă în care procesul de învățare e foarte aparte. O să vorbim despre talent, o să vorbim despre modul în care talentul se poate educa sau nu, sau despre cum îl poți distruge pretextând că îl educi, cu invitatul nostru special, regizorul Felix Alexa. L-am invitat pe Felix în această seară pentru că suntem prieteni vechi și știu bine parcursul lui. Și știu că Felix a trecut prin toate cele trei ipostaze care ne interesează într-un mod temeinic. A fost un elev al multor maestri în regia teatrului, unii dintre ei de anvergură internațională, după care a profesat și continuă să profeseze în continuare ca regizor, având, cu alte cuvinte, pe mână lucru cu actorii, dar și pentru că este profesor la rândul lui de ceva vreme. Cu alte cuvinte, parcursul lui Felix îmi oferă toate perspectivele de care am nevoie să avem o discuție utilă cu el și cu dumneavoastră.
Acum, eu am sugerat acest titlu, Teatrul o meserie care se fură sau care te fură, pentru că mie mi se pare foarte important acest raport între ce primești și ce dai când intri într-un proces de educație. Se spune despre teatru că se fură, că o meserie care nu se învață, se fură. Și sunt și alte meserii despre care se spune că nu se învață, se fură. Dar e posibil ca, stând să furi meserie, în procesul ăsta de a fura meserie, să fii tu însuți furat. De cine și de ce, o să vedem. Un detaliu tehnic, o să apară din când în când pe ecran și aveți și în programul dumneavoastră de sală un număr de telefon. O să vă rog ca întrebările pe care le aveți, observațiile pe care le aveți, gândurile dumneavoastră, felicitările pentru noi, sau protestele, frustrările, să vi le exprimați printr-un SMS sau printr-un WhatsApp la acel număr de telefon. Eu le voi primi și le voi transmite în timpul conversației noastre invitatului nostru. E mai bine așa pentru toată lumea, credeți-mă. Trecem la treabă. O să avem de la bun început acest format de dezbatere și am să te întreb, dragă Felix, spunându-ți că astăzi m-am întâlnit cu un grup de tineri liceeni la liceul Jean-Louis Calderon aici în Timișoara și una din primele întrebări care mi-au fost puse, auzind liceenii că ne ocupăm cu învățul și dezvățul la UVT, a fost, bine, bine, dar cum e cu talentul? Ce e talent, cât e de important, poți să faci lucruri fără să fii talentat, poți să suplinești prin muncă talentul, sau talentul e sau nu e și dacă nu e, e de neînlocuit. Eu ne-am spus părerea mea că dacă, în fine, n-ai talent, dar ai dorință și muncești bine, poți până la urmă să scoți ceva. Dar poate nu la nivelul la care o face un om talentat. Și acum te întreb pe tine, și pentru că ai pe mână studenți, dar și pentru că lucrezi cu actori, o să vorbim la un moment dat și despre motivul venirii tale la Timișoara, pe lângă cel al participării la conferințe. Și o să te întreb direct, ce este pentru tine talentul? E greu de definit, dar... În primul rând, bună seara! Mulțumesc de invitație, Sever. Încep abrupt, dur. Ce este talentul? Da, e foarte greu de răspuns. Bineînțeles, sunt nuanțe foarte multe la întrebarea ta. A spune că lipsa talentului nu poate fi suplinită total prin muncă. Parțial, chiar aș putea zice că drumul ăsta în care n-ai talent, dar muncești foarte mult, poate fi uneori foarte dramatic. La fel de dramatic ca atunci când ai talent și ți-l risipești. Că există și varianta când există talent pentru o anumită profesie, nu vorbesc acum de teatru în special, și există talente risipite, există în toate domeniile artistice multe talente risipite și a spune din perspectiva asta a celor două ipostaze că e mai dramatic un talent risipit decât dramatismul unui om care muncește fără a avea talent. Mă întorc la întrebarea ta Einstein spunea la un moment dat, zice, eu nu sunt talentat la nimic, dar sunt extrem de curios. Conține un mare adevăr ideea asta, bineînțeles, în care se alinta lui Einstein, care era genial în multe, multe zone. Și anume, curiozitatea e, cred, totuși un element necesar al talentului. Curiozitatea aia profundă, curiozitatea în esența cuvântului curiozitate. Din curiozitate, care s-ar traduce la un moment dat și prin pasiune, poți să ajungi
interesat și performant într-un anumit domeniu. Curiozitatea ne face să aflăm lucruri, să mergem pe un anumit drum, să performăm într-un anumit domeniu. Curiozitatea bătrâneții într-un anumit domeniu poate să fie foarte interesantă. Adică un mare om de teatru, un regizor genial care ne-a părăsit anul ăsta, cu care eu am avut șansa enormă să lucrez, vorbesc de Peter Brook, spunea, a murit la 96 de ani anul ăsta, 97 chiar, și spunea că atunci când îți pierzi curiozitatea, ești mort într-un fel. Curiozitatea în sensul naivității, copilăriei și a imaginii ingenue cu care privești un anumit lucru. Și talentul se bătătorește în timp. Talentul poate fi educat, există școli pentru chestia asta, nu poți să-l dai, le-am spus totdeauna, am o experiență destul de lungă, de 28 de ani de predat în un ATC, în Universitatea Națională de Teatru și Film, și am fost la început asistentul Cătălinei Buzoianu, profesoara mea, o profesoară extraordinară, un regizor extraordinar. Apoi am luat clasă și acum sunt profesor la master, la regie. Am predat numai la regie. Dar bineînțeles că când ești la regie, la un ATC, ai de-a face cu studenții actori de la celelalte secții, cu scenografii în ultimul timp. Și pot să vă spun că nu poți să dai talent nimănui, dar poți să-l cultivi. Poți să vezi, cred că un profesor bun e cel care vede o sămânță de talent care poate fi dezvoltată. Dar poți să-l și strici. Poți să-l strici dacă insiști ca acea sămânță să crească cum vrei tu. Dacă, și asta cred că e valabil pentru orice domeniu, pentru orice profesor. Dacă vezi un anumit talent, mai ales la meserile astea care nu sunt clare, cum e matematica, când lucrurile nu sunt mult mai fragile și mai neclare, mai ambigue. Dar știi că un matematician ți-ar răspunde că meseria asta cu teatru e foarte neclară. E adevărat. Să ne uităm la Nicu Șordan, care îi se pare, că toate teatrele sunt ceva confuz la București. Da. Deci să vezi o sămânță și să îți imaginezi cum va fi planta. Asta poate să facă un profesor, apropo de talent. Să faci să existe sămânța, adică talentul ăla, e imposibil. În același timp, sunt exemple și de actori celebri în România, mari actori, care n-au făcut școală. Adică, uneori, școala nu e esențială, nu e absolut necesară. Acum toată lumea face școală, dar Ștefan Mihăilescu Brăila, pe care îl știți chiar generația tânără din filmele care se tot dau la televizor, n-a făcut niciodată școală. Ilarion Ciobanu, tot un actor de film, n-a făcut niciun fel de școală. Deci există și cazuri, și nu numai la noi, în lume, în care sunt actori mai ales. Actori mai ales, dar și regizori, care au devenit foarte buni, foarte cunoscuți, prin talent și prin proprie educație. Ieri ne spunea domnul Daniel David exact lucrul ăsta, că încep să apară forme de educație profesională din ce în ce mai informale, ca să zic așa, de pildă în IT, companiile care recrutează deja de pe băncile liceului, nu te mai duci să mai faci facultate, vii la noi, te învățăm un an, doi, trei lucruri de făcut aici și rămâi și faci o carieră foarte bună în corporația, devii un IT-ist foarte bine plătit, performant, scrii softuri, faci în fine tot ce trebuie. Cu alte cuvinte, ajungem în situația în care școala în sens formal începe să-și piardă, sau nu, să zic așa, încep să apară și alte structuri informale care produc profesionistul pe care îl produce școala. Acum, ce raport are școala cu asta e interesant. Bine, acum trebuie să facem distinția foarte clară între ce gen de profesie artistică faci. Adică, dacă ești scriitor, dacă ești pictor,
poți să te trezești noaptea, să zicem, și să scrii sau să pictezi de unul singur. Eu fac o meserie în care depind de alții. Teatrul e o meserie pe care nu o poți face de unul singur. Un spectacol nu poți să-l faci de unul singur, ai nevoie de minim, vorbesc acum, de niște actori, de un spațiu, după aia dacă lucrurile devin din ce în ce mai profesioniste, de niște tehnicieni, deci de tot felul de elemente care constituie ceea ce se numește în teatru o echipă. E, pot să vă spun, revenind cumva la talent și la școală, pot să vă spun că un regizor, de exemplu, un student la regie, un artist, poate să aibă idei minunate, dar în teatru mai e și etapa esențială în care trebuie să le pui în practică. De asta spun că e o diferență între, de exemplu, un pictor și un scriitor. El se poate ridica din pat noaptea, repet, și actul artistic e cumva, se produce brusc, instantaneu, fără alte, cum să zic, fără alte intruziuni din afară. Noi nu putem să facem chestia asta la teatru. Ne ducem de obicei la teatru. La teatru te duci, te duci într-un spațiu, te duci, ieși din propriul confort al propriei case și te duci undeva. Simplu gest de a te duce înseamnă că trebuie să ajungi într-o comunitate. Și comunitatea aia nu trebuie neapărat să nu e obligată să te asculte. Comunitatea aia se câștigă. Deci, în teatru, când ai de-a face cu niște actori, simplu fapt că eu sau altcineva e regizor, nu înseamnă că actorii trebuie să-l asculte din prima. Vă povestesc o experiență personală care a fost foarte riscantă atunci. Eu terminasem anul, atunci se făceau 5 ani de zile, anul 4, am avut un spectacol la studioul de atunci, care din păcate nu mai există, celebrul studio Cassandra al UNATC-ului, unde au debutat timp de 50 de ani toți mari actori ai României, inclusiv Dinică și Moraru, erau studenți și au debutat la Cassandra, exista în centru vechi. El a fost revendicat și nu mai există teatru. Cumva, deci după acel spectacol, care a fost un spectacol de mare succes, au venit mai mulți directori de teatru, regizori, Andrei Șerban, care era proaspăt director al Teatrului Național din București, deci asta se întâmpla în 91. A văzut spectacolul meu și m-a chemat imediat la Teatrul Național, ceea ce era absolut șocant ca un om de 24 de ani să debuteze direct la Teatrul Național, pe scena mare, am ales scena mare, deci un fel de nebunie a inconștienței curajoase, dar tot inconștiență era. Și m-am trezit, apropo de echipă, și m-am trezit făcând o piesă pe care eu am ales-o, o mare piesă a lui Arthur Miller, care se numea Vrăjitoarea din Salem, cu vreo 20 de oameni pe scenă. Deci eu trecusem de la mica scenă, micul spațiu al teatrului nostru studențesc, direct pe scenă, repet, dintr-un fel de inconștiență curajoasă, pe scena mare a Teatrului Național, care cred că era cel puțin de vreo 10-15 ori mai mare ca spațiu. Și mă duceam în fiecare zi la repetiție, mult mai devreme, din ce în ce mai îngrozit, și măsuram efectiv, cu pasul, cât de mare e scena pe care trecusem brusc de la cea mică la cea mare. Da. Și vedeam în față niște actori care majoritatea aveau cel puțin dublu vârstei mele și se uitau la mine și la prima repetiție m-au întrebat: dumneata, ești regizorul? Și eu, terorizat așa dintr-un colț al salei, am zis da. Și un actor de acolo, în vârstă și celebru, mi-a zis: n-am lucrat în viața noastră cu un regizor atât de tânăr. Ce vreau să vă spun cu asta? Că nu există. Faptul că eu eram chemat acolo la Teatrul Național de un mare regizor și director, cum e Andrei Șerban, faptul că eram acolo nu îmi asigura niciun fel siguranță, cumva, că trebuie să fiu ascultat. Și a început un proces de vreo 2-3 săptămâni în care eu eram din ce în ce mai îngrozit și mă gândeam cum să stăpânesc acești actori. Nici nu mă gândeam la premieră, mă gândeam cum să-i stăpânesc să mă asculte. Într-o zi mi-am dat seama că e oricare pe care, cumva.
și m-am dus și m-am montat. Și am zis, din acest moment e un pariu pe care trebuie să-l câștig sau nu și toată lumea trebuie cumva să mă asculte. Și am intrat cu un fel de energie și concentrare maximă și deodată am văzut că atenția lor a crescut brusc. Și la un moment dat, peste câteva zile, Andrei Șerban m-a întâlnit pe holurile tatei și m-a bătut pe umăr și mi-a zis, stai liniștit că mi-au zis de bine. Mi-a fost cam frică, dar mi-au zis de bine acum. Mă întorc la ce m-a întrebat Sever și vă spun că în cazul ăsta pe care vi l-am spus eu, talentul eventual nu ținea numai de ideile pe care le aveam cu piesa. Nu țineau numai de cum vroiam eu să montez piesa. Țineau în primul rând, și asta mi-am dat seama într-un mod foarte șocant și direct, de cum să-i conving pe aia din față să mă asculte. Noi în teatru avem de-a face cu această intermediere pe care în primul rând trebuie să o rezolvăm. Până la orice idee, să zicem, foarte bună, ai de-a face cu niște oameni pe care trebuie să-i câștigi cumva. Bineînțeles că după o anumită experiență, după o anumită notorietate, câștigul ăla inițial e deja într-o proporție acolo. Dar pentru oameni tineri, apropo, de curiozitate, câți dintre voi sunteți la teatru? E cineva la teatru de aici, studiam la teatru? Unul singur. Doi. Ah. Într-un fel e foarte bine, pentru că ceilalți, dacă nu sunt la teatru, ascultă un discurs despre ceva care le într-un fel străin, dar într-un fel aproape. Deci eu constat că la noi, la examene, la universitate, vin din ce în ce mai mulți oameni care au făcut, vor să dea examen, tineri care au făcut în licee și în școli teatru. Ați făcut, cineva dintre voi a făcut teatru, chiar dacă nu sunteți la teatru, la universitate. Ați făcut în liceu? Mai mulți decât sunt la teatru acum. Da. E, cumva... Da, înțeleg. Acum, vreau să te întreb un lucru, fiindcă ai povestit modul ăsta în care ai reușit, deși nu ne-ai spus cum ai reușit. Dar ai spus că ai reușit până la urmă. Nici eu nu știu exact. Ai spus că ai reușit până la urmă să câștigi o echipă de oameni mult mai versați, mai celebri decât tine și așa. Dar vreau să te întreb ceva foarte punctual. Când înveți o meserie artistică, vrei să fii mai bun. E un pic neclar ce înseamnă mai bun în arte. Dar simțim. E ceva că greu de definit, dar vezi imediat când e unul mai bun decât altul. Ți-e greu să spui cum, de ce, dar în fine. Ca să înveți să fii mai bun în meseria ta, de pildă, în teatru, ce trebuie să dezveți? Ce trebuie să uiți? Să nu crezi că ești cel mai bun, în primul rând. Să nu crezi că ești cel mai bun, pentru că lucrul ăsta te plafonează imediat. În același timp, cred că meseriile astea artistice sunt meserii în care încrederea în tine însuți contează chiar și atunci când ai un eșec. Adică nu poți să te exprimi într-un mod, cum să zic, plenar și adevărat, decât dacă ceva din fragilitatea ta interioară e pusă pe tavă. Asta e clar. Și cu cât reușești, dacă există acea sensibilitate și fragilitate, să o arăți mai mult, lucrul ăsta e un exercițiu. Cu atâta, cred că spectacolul sau în cazul unui actor, rolul poate să iasă mai bine. Adică tu rolurile, spui că se antrenează onestitatea, sinceritatea. Da, eu am avut șansa de foarte tânăr să lucrez cu niște mari actori. Am lucrat cu Victor Ebengiu, cu Mariana Mihuț, cu mulți. Și lucrul ăsta a fost o a doua școală pentru mine. Faptul de a lucra cu actori mari, și nu zic importanți, mari, care duc rolurile la o anumită intensitate emoțională, te învață să fii, te obligă de fapt, să fii la nivelul lor cumva.
Lucrul ăsta e și un risc mare, pentru că dacă nu ești, te strivesc. Și te strivesc într-un mod foarte profesional. Adică când nu ești într-un dialog, ca regizor ești obligat să fii într-un dialog cu actorul respectiv. Uh-huh. Un dialog pe mai multe planuri. Unul e verbal, altul e emoțional, altul e senzorial. Dacă nu ești în dialog real cu un mare actor, el te simte și într-un fel te anulează. Uh-huh. Asta a fost un exercițiu important pentru mine când aveam 20 ceva de ani și în același timp un antrenament, pentru că m-a obligat tot timpul să rezist unor actori cu experiență și unor actori care cereau mult, un actor mare cere mult. Se și descurcă mult mai bine ca alții, dar în același timp și cere, pentru că el are nivelul lui și te trage cumva după acum, el. După ce ne spui că sinceritatea se poate exersa și că trebuie să o exerse, arătarea sincerității se poate exersa, pentru că e greu. Eu am fost un om foarte, foarte emotiv în liceu, foarte, foarte emotiv, uh-huh. Și deodată m-am trezit într-o profesie la facultate, care a început să-mi placă din ce în ce mai mult de-a lungul anilor de facultate, în care emotivitatea mea exagerată era un handicap. Și n-am făcut niciun program, nu existau exerciții pentru asta, dar instinctiv, ca să pot rezista și pentru a mă manifesta artistic, am învățat că dacă îți folosești ca un argument și ca un fel de armă această sensibilitate, ea poate să funcționeze foarte bine în teatru. Pentru că în teatru lucrez cu emoții, lucrez cu material. Într-o meserie ca a ta, fragilitatea, vulnerabilitatea se arată și ăsta e un argument foarte tare. Se arată... Spre deosebire de alte meserii care, evident, sfatul poate fi invers. Nu arăta niciodată că ești vulnerabil. Pot să vă spun doar atât, ca să nu mă dau exemplu pe mine. Cei mai mari actori cu care am lucrat, eu am constatat că erau oameni de o fragilitate extraordinară. Nu numai înainte de premieră, când există track-ul respectiv, dar să construiești un rol pentru un actor înseamnă un consum extraordinar. În acel consum tu lucrezi cu propria ta sensibilitate și fragilitate. Ți-o modelezi cumva. Orice rol important este făcut din o continuă modelare a sensibilității interioare. Uneori zice, dintr-un fel, cu un fel de masochism, adică zgândă răni care să sângereze și din acea durere, din acea sânge care iese, creezi ceva. Acum, altfel lucrurile, am să spun de ce, altfel lucrurile sunt plate. Altfel lucruri, din oameni liniștiți, nu scoți nimic artistic. Iordache, pe care l-am cunoscut bine, n-am avut, din păcate, ocazia să lucrăm la el, Ștefan Iordache, era absolut de neimaginat de sensibil înainte de un spectacol. Nu-mi venea să cred, am fost cu el la un dat la Paris, unde trebuia să aibă un spectacol, și mă uitam la el șocat cât de, nu vulnerabil, e puțin spus, cât de în criză era, de panică. Mariana Mihuț, la fel, în cabină, înainte de, am lucrat cu Mariana Mihuț de 4 ori, de fiecare dată era aceeași sensibilitate. Prima dată, când am lucrat cu Rebenjuș, cu Mariana Mihuț, aveam 26 de ani. Eu eram atât de stresat, când am intrat, înainte de premieră, la Bulandra, în vizita bătrânei doamne. Când am intrat în cabină la Mariana Mihuț și am văzut-o tremurând, făcând așa, la propriu, tremurând, și făcea, Felix, eu m-am liniștit, că am zis, dacă la vârsta ei, la experiența ei, face așa, trebuie să mă calmez. Fragilitatea asta, care uneori se manifestă, cum vă spuneam eu, adică fizic, și alteori printr-o tăcere, dar e aceeași intensitate, e același lucru manifestat altfel.
De exemplu, Rebenciuc. Rebenciuc e foarte calm, aparent. Dar ce e înăuntru e cam pe acolo. Când oamenii ăștia ajung pe scenă, asta devine tăria lor. Din asta își trag energia. Bun. Și deodată devin ca niște forțe ale naturii pe scenă și ne uităm la ei. Am înțeles. Dar acum să spun ceva. E un lucru în discursul oamenilor de teatru despre teatru, e un lucru care întotdeauna m-a contrariat. Înțeleg toată pledoaria asta pentru sinceritate, înțeleg foarte bine tot ce spui psihologic și înțeleg evident de ce sinceritatea, onestitatea arătată cucerește. Și asta nu e numai în teatru, dar vreau să te întreb ceva. Voi vorbiți în același timp și despre adevăr. Ce legătură e de fapt între sinceritate și adevăr? Că mie nu mi se pare că e una imediată, una automată. Că un om sincer spune mereu un adevăr. Sau dimpotrivă, ca să spun un adevăr trebuie să fii mereu sincer. Am să-ți răspund la fel de perfid, într-un fel, în ghilimele, cum ai întrebat-o. Adică, la școala de teatru, că e din România, că e din altă parte a lumii, se vorbește tot timpul despre adevărul studentului care joacă pe scenă. Acum, să nu confundăm adevărul scenic, adevărul teatral, adevărul situației în care e pus un actor, adevărul nostru pe scenă acum, că stăm și ne uităm în ochii lor și sperăm să ne înțeleagă, cu adevărul vieții reale. Adică e o nuanță. E un adevăr al personajului, e un adevăr al momentului ăla. Când omul ăla care joacă un personaj pe scenă iese de pe scenă și se duce la cabină, într-un fel, el scoate, în funcție de intensitatea cu care a jucat pe scenă, scoate straturi succesive. Aproape îl vezi când iese din scenă și dacă drumul e lung până la cabină, cum se decompresează. Mulți actori spun că nu pot să se ducă imediat acasă și că simt nevoia să mai stea, să bea o bere, să fumeze și nu știu. În timpul ăla, multă vreme eu n-am înțeles lucrul ăsta, dar după aia am început să văd că e necesar să recapete o existență concretă, un adevăr de care vorbești tu, concret, care e al vieții. Pe scenă, repet, e un adevăr scenic. Nu e același lucru. Și acum te întreb, în momentul în care faci pedagogie în acest domeniu, bun, îi explici, îl înveți, fii sincer, până la sânge, până nu, la... Nu le spun niciodată să fie sincer, m-aș panica, nu, glumesc. Am înțeles, n-ai terminat întrebarea, dar am înțeles. Cum... Crezi? Da, uite, încerc să... Hai, dacă îmi spui, dacă da. Treptate sau nu. Da. Cum aș împăca cumva lucrul ăsta de a le spune în același timp să fie sincer, da, cu, cum să zic, partea de construcție, cum ar veni, a posturilor de studenți la teatru. Pentru că a fi student la teatru înseamnă în momentul ăsta, ca de altfel oricând, o poziție foarte, foarte stranie. Toți, nu toți, 90% dintre studenții mei de-a lungul anilor mi-au spus că familiilor lor nu i-au lăsat să facă teatru. Nu i-au lăsat să facă teatru și motivele sunt, aoleo, o să ajungi rău, nu o să ai servici. Ce meserie e asta? Meserie e asta? Da, normal, da, știu. De obicei, oamenii care n-au fost lăsați au continuat să vrea să facă teatru și după ce au făcut altă facultate. Am acum o studentă care a fost la litere, a făcut actorie la Cluj și acum a intrat la master la regie. Deci e un fel de postură delicată, ca în același timp eu să le spun cum să facă și care e adevărul situației lor și viața însăși. E clar că n-ai vrut să mă întrebi asta după. Nu. Întreabă-mă. Sigur că nu era vorba despre asta. Dar apropo de lumea în care trăim, în care avem o grămadă de răspunsuri fără întrebări, acesta a fost, dar un răspuns bun totuși, chiar dacă n-a venit. Dar m-am oprit la timp că am văzut fața ta.
Bun, acum, nu, ce vreau să spun, revin la un pic la titlul care ne-a adus împreună. După ce ne-ai spus tot ce ne-ai spus, de fapt, până la urmă, în meseria asta artistică, o faci furând-o, văzând de la alții, înțelegând alții cum fac, încerci să faci și tu și să te găsești pe tine? Sau e vorba de un fel de chemare? Pentru că povestea asta cu această studentă ta care a făcut litere, care a făcut actorie, care acum face regie, probabil că nu se va opri aici. Probabil că se va duce să... E ca și cum își caută... Ai spune că ea își caută, să spun, drumul, dar e posibil ca drumul să o caute pe ea. Și atunci te întreb, cum stau lucrurile sau care e sentimentul tău după atâția ani de predat și de practică? Care e sentimentul tău aici? Fure această meserie sau ea te fură pe tine? Mie mi-a plăcut, trebuie să mărturisesc, titlul ăsta l-a ales sever pentru întâlnirea noastră și mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Pentru că el conține un adevăr și un paradox în același timp, în titlul ăsta. Și răspunsul e la fel de paradoxal, ca și enunțul. Adică, e și una și alta. E o meserie care se fură în sensul în care experiența de a lucra cu, în cazul meu, cu un mare, mare regizor ca Peter Brook la Paris, am stat și la vârsta potrivită, aveam 20 ceva de ani, alături de un geniu al teatrului modern. Faptul de a lucra, cum spuneam, cu actorii importanți, lucrurile astea, ceva am furat de la ei. Nu știu exact ce anume, dar e clar că sunt lucruri care au fost preluate, instinctiv. În același timp, poate să fie o meserie care te fură, în sensul în care să nu-ți mai dai seama exact de două lucruri importante. Care e viața ta reală? Care e viața ta reală? Și am auzit oameni ajuns la o anumită vârstă care spuneau, mi-am petrecut toată viața în teatru. Sau chiar, uite, un exemplu de un actor foarte cunoscut acum, pe care eu l-am debutat, pe care am făcut, cred că 14 sau 15 spectacole, Marius Manole. Marius are, cred că 44 de ani acum, și la un moment dat s-a oprit, a declarat asta și public la televiziune, în emisiuni, că a avut senzația în pandemie, când a fost forțat să se oprească, el n-a avut viață personală. În sensul ăsta, meseria asta te poate fura, adică te duci la teatru, joci un rol după altul. În cazul meu, am fost la Creva, am avut premieră cu Avaru, acum sunt aici, lucrez la Teatrul Național Conul Leonida față cu Reacțiunea, Caragiale. Dintr-un proiect în altul, ești obligat în teatru să te scufunzi în lumi paralele. Lumea lui Caragiale, lumea lui Molière, și ca actor și ca regizor. Cumva viața trece pe lângă tine. În sensul ăsta, ești furat cumva. Dar iată-mă, aș mai zice ceva, dar mai e și un fel de rutină. Rutină. Și asta te poate fura. E o rutină a meseriei, care există. Acum, există totuși niște limite aici și cred că e periculos și pentru cei care nu fac neapărat meseria asta, e de înțeles că e posibil ca succesul sau primele semne ale succesului în profesiunea ta să te fure într-o asemenea măsură încât să nu realizezi că ai depășit niște limite normale, firești. Și o să dau un exemplu, mi-a venit în minte o întâmplare povestită de Johnny Depp, un faimosul actor de Hollywood, care la un moment dat a jucat tânăr fiind cu Marlon Brando. Brando este pentru actoria americană, așa un fel de... De la el începe epoca modernă, nu? Și toți se uită la el ca la un fel de zeu, ca la un fel de... În orice caz, ca la un geniu în meseria lor. Și Johnny Depp era tânăr și Brando i-a spus la un moment dat, câte filme faci pe an? Și Johnny Depp i-a spus, zice, vreau 4-5. Și ăsta i-a spus, prea multe. Și Johnny Depp i-a zis, zice, de ce-s prea multe? Și Brando i-a spus, n-avem atâtea fețe. Că fiecare rol e o față. Da. Nu poți omenește
să ai, apropo și de și ce îmi spui de Manole, nu poți omenește să ai atâtea fețe. E adevărat. Undeva, la un moment dat, exagerezi, mergi prea departe și te pierzi. Una asta, exact ce spui, e foarte just. Și chiar dacă ai multe fețe cu un număr limitat, la un moment dat, jucând prea multe, nu mai știi care e fața ta reală. Care e fața ta reală? Care este, cum să zic, personalitatea ta reală când treci printre atâtea, de fapt? Și atunci e cum să zic, confuzia asta interioară, poate să existe și o criză majoră prin care, într-un fel sau în altul, mai dramatic sau mai puțin dramatic, trece orice actor. E o criză de interioară. Acum, astea sunt crizele interioare, crizele oricărui profesionist, cred în orice domeniu, pentru că îți spun ceva, eu nu cred că astăzi mai există un domeniu profesional care să nu implice, ca ingredient al succesului, o mare cantitate de creativitate. Nu mai poți să fii, nu știu nimic despre, în fine, meseria de mecanic de locomotivă, dar sunt aproape sigur, văzând lumea din jur, că și în meseria asta nu poți fi foarte bun dacă nu ai ceva creativ, dacă nu faci cumva ceva altfel și într-un fel de inspirație care te duce la o eficiență în plus. Bun. Ori, așa stând lucrurile, e limpede că lucrurile astea despre care vorbim și crizele astea interioare, ale care vin până la urmă din provocările creației, te pot realmente duce direct din succes în eșec. Dar acum aș vrea să vorbim și despre, sau să venim și din alt unghi în subiectul nostru, și aș vrea să te întreb direct dacă tu crezi în ceea ce, noi știm deja ca un clișeu, efectul pedagogic al artei. Și te întreb direct, tu când faci, ne-ai spus așa, ai făcut Molière, faci Caragiale. Ăștia sunt autori despre care noi toți știm că au o puternică, cum să spun, o puternică tentă pedagogică, îți arată mai ales, nu, avarul, îți arată ce-i bine, ce-i rău, moralizează într-un fel. Și eu te întreb, ca regizor, când faci un spectacol, mai ales cu autori de genul ăsta, tu te gândești la efectul pedagogic al spectacolului? Ca să fiu sincer, nu mă gândesc la niciun fel de efect. Și cred că nu e bine să te gândești la un efect, ci trebuie să te gândești când faci un spectacol sau crezi ceva, nu numai la cum să zic, la cât de mare succes poate să aibă sau nu, ci la drum. Până la capătul drumului contează fiecare etapă din acel drum. Și atunci când construiești un spectacol, te gândești la rezolvarea etapelor, în primul rând. Apropo de efectul pedagogic al teatrului, aș spune că el există pentru mine în măsura în care emoția produsă de un spectacol poate avea un efect benefic, care într-un anumit sens e și pedagogic. Dar sensul, așa strict vorbind, pedagogic al teatrului, cred că e un subiect puțin prea rigid pentru al cum să zic, al discuta în termenii ăștia. Când vă duceți la un concert, când vă duceți la, vedeți într-un muzeu un tablou care vă place, vă duceți la teatru și vedeți un spectacol, deci orice vă emoționează, într-un fel, extinzând așa termenul, putem spune că are un efect pedagogic. În sensul în care acel lucru te modifică într-un sens mai bun. În sensul ăsta, cred că teatrul rămâne într-o lume foarte tehnologizată, cum e cea în care trăim noi, foarte tehnologizată, o artă care încă implică la bază, chiar dacă avem efecte scenice, chiar dacă avem proiectoare inteligente, chiar dacă există o tehnică de scenă pe care nu aveam acum 30 de ani. Eu când am debutat, dacă vă puteți imagina, și pentru mine e de necrezut, când am debutat eu în anii 90, la Bulandra, deci într-un mare teatru din București, exista încă o orgă de lumini
la care în loc să butoneze cineva sau să împingă niște cursoare, existau niște imense manete și lumine se schimbau trăgând de aici până jos. Așa se schimba lumina unui proiector. Când au venit francezii cu niște ajutoare 90, au rămas atât de uimiți, ne-au dat o orgă mai nouă și au luat-o pe aia. Noi atunci am zis, ce bine, da, exact. Da. Era o orgă de muzeu. E, într-o lume foarte tehnologizată, cumva efectul ăsta educativ de care vorbești, pentru mine există, dar filtrat cumva de toată pânza asta emoțională. Înțeleg. Acum, noi învățăm la școală și în istorie învățăm, citind istorie, învățăm că teatru a avut un rol foarte important în forjarea profilului unor națiuni întregi. Au rămas așa, este teatre naționale. Sper să nu fiu patetic, dar vreau să vă reamintesc aici câteva versuri scrise la 1819. Sunt faimosele versuri ale lui Iancu Văcărescu despre teatru. V-am dat teatru, vi-l păziți ca un lăcaș de muze, cu el curând veți fi vestiți prin vești departe duse. Cu el năravuri îndreptați, vorbeam de asta, dați ascuțiri la minte, podoabe limbei noastre dați cu românești cuvinte. Ce patetic și ușurel sună versurile astea, dar mă gândesc câtă sinceritate a pus omul ăsta în asta. Și atunci, dacă teatru a însemnat odată în istorie așa ceva, ca om care face teatru, tu mai simți ceva din lucrurile astea cinstit? Acum trebuie să le explicăm celor din sală, da, că versurile astea sunt scrise și într-un moment în care în România veneau trupe străine. Așa este, da. Deci veneau trupe străine care jucau în limba lor piese foarte cunoscute în limbi străine. Deci nu exista un teatru național, nu vorbesc de clădire, vorbesc un teatru în limba română, cu actor român, cu piese românești. Exact. Da. Și lucrul ăsta e evident important, are aceeași semnificație ca atunci când s-a tipărit prima dată în limba română Biblia. Uh-huh. Când a apărut teatru în limba română, ceea ce pentru noi acum e o banalitate, era o senzație extraordinară a celor care stăteau în sală, că vedeau niște actori români care vorbeau în românește și jucau niște... E ceva eroic în asta și fondator. Eroic, da, dar se mai simte azi? Că asta a fost de mult. Nu în felul ăsta, nu în sensul ăsta. Uh-huh. Dar cred că ce e surprinzător... Vă răspund altfel. Eu am fost de curând, trebuie să fac un spectacol la Teatrul Național din Sarajevo la anul. Și eu m-am dus anul ăsta să văd trupa Teatrului Național din Sarajevo. Bănuiesc că toată lumea știe că Sarajevo a fost sub asediu în războiul din fosta Iugoslavie și a avut cel mai lung asediu din istorie. De 1000 și ceva, vreo 3 ani de asediu. Când am ajuns în Sarajevo, am văzut ce însemna duritatea asediului din punct de vedere geografic. Adică Sarajevo, care e un mic oraș extraordinar de frumos, e într-o vale și e înconjurat de dealuri. Ca să vă închipuiți, pe dealurile alea era artilerie, erau tunuri, care au bombardat orașul în jos timp de 3 ani și. Și m-am întâlnit cu actorii de la Teatrul Național din Sarajevo. Și i-am întrebat, într-un fel era o întrebare la care eu bănuiam că știu răspunsul. I-am întrebat, voi ce ați făcut timp de 3 ani? Unde ați fugit? Unde v-ați ascuns? Și s-au uitat la mine, siderați de întrebarea mea și mi-au zis, noi am jucat teatru. Și am zis, cum ați jucat teatru? Teatru era închis, era sub bombe. Felix, am jucat teatru oriunde se putea. În pivnițe, la lumânări, Mie mi-a fost aproape rușine de întrebarea mea, pentru că oamenii s-au uitat la mine cu aerul că cum adică să facem altceva timp de 3 ani de zile?
Asta pe lângă aspectul eroic, să zicem, al poveștilor, avea un sens foarte concret. Ei jucau nu numai din dorința de a arăta că viața continuă, ceea ce a fost asta a fost extraordinar la Sarajevo, că viața a continuat într-un fel, cu cât era mai normală viața, cu atât ea devenea mai eroică, de fapt. Pentru că normalitatea aia era un gest eroic în condițiile alea. Dar ei jucau, pe lângă, repet, gestul în sine, jucau dintr-o nevoie personală, intimă, de a face actul ăla. E cumva definitoriu ce poate însemna teatru în niște condiții dramatice. Culmea e că, cum bine știi, teatru și în România, înainte de 89, când lumea îngheța în sală, avea o forță extraordinară. Aș vrea să trecem la întrebările venite din sală, foarte multe. Rapid, te întreabă cineva, consideră adevărată afirmația actorii de astăzi nu mai sunt la fel de buni ca cei de dinainte? Nu, e total falsă. Știu toată discuția. Să știu că eu cred asta. Da. Eu nu cred. Eu am lucrat... Tu n-ai încotro. Da. Nu, spre deosebire de tine, eu am lucrat și cu cei dinainte, dintre care mulți au murit, și cu cei din ziua de azi. Pot să vă spun, o spun asta cu mândrie, recunosc, că am lansat de-a lungul anilor, studenți fiind și pe Șerban Pavlu, care e acum mare vedetă și de teatru și de film, și pe Marius Manole și mulți. Există o diferență, ea nu e de talent, există de raport la meserie. Și raportul celor dinainte era de o seriozitate absolută. Nu se putea altfel. Oamenii ăștia de o anumită vârstă vin și acum la teatru cu o oră înainte. Cei care mai sunt puțini dintre ei, care au 80 de ani, 80, vin la teatru cu o oră înainte, spunând că nu pot să fie altfel, s-au obișnuit o viață întreagă așa. Cei tineri tratează lucrurile astea. Uneori cinci, da. Asta nu e o diferență de talent, e o diferență de atitudine. Ea există, real. Bun, altă întrebare. Spune cineva, ce facem atunci când rămânem fără inspirație, când ne blocăm pe o linie în activitate și ne învârtim în cerc? Cum ieșim din zona asta? Cum putem deveni din nou creativi? La microfon. Rupând cercul. Și asta se poate face într-un mod... E ușor de dat sfaturi, evident. Te oprești puțin din învârtitul ăla, din cerc, stai puțin și încerci să analizezi și să rupi lucrurile care te fac să continui. E un lucru care ni se întâmplă tuturor în viață, tuturor, de mai multe ori, în diferite faze de intensitate, să ai senzația că te învârți în cerc, să ai senzația că nu poți ieși din acel cerc. E o replică genială a lui Eugen Ionesco în Cântăreața Cheală. Iei un cerc și dacă îl mângâi puțin, el devine vicios. Da. Nu mai mângâiați cercul ca să devină vicios. Opriți-vă și rupeți-l. Întreabă cineva, ce e de preferat? Un text, da, aici te pune chiar într-o alternativă. Un text dramatic, clasic, genial, dar montat prost? Sau un text prost montat genial? Și continuă. Zice, un text clasic montat prost ar avea măcar funcția de a forma cultura generală. Dar montarea excelentă a unui text a nostru, ce rost poate avea? E foarte bună întrebarea și am văzut ambele cazuri. Pot să vă spun că cele mai mari căderi sunt cu texte geniale. Dacă faci Hamlet prost, e mai rău decât dacă vezi o comedie bulevardieră bine făcută. Reziști mult mai bine în sală la un text slăbuț, dar foarte bine jucat, foarte bine făcut, decât să vezi o capodoperă ca Hamlet distrusă. Deci din punctul ăsta de vedere, aș zice că prefer să văd un spectacol bine făcut, bine jucat, făcut cu idei, chiar dacă textul nu este la un mare nivel, decât să văd un Shakespeare terminat. În același timp,
a zice că nu poți fi genial pe texte proaste. Poți să fii bun doar, dar nu poți fi genial ca adică, hai să zicem genial, foarte, că bun. Foarte bun ca actor, ca regizor. Nu poți fi pe un text care nu este de o anumită anvergură. Dar, și partea cealaltă e valabilă. Un text mare te poate și distruge. Și sunt exemple celebre de mari regizori, mari actori care au fost distruși. Beligan în Richard al III-lea, toată lumea știe că a fost o catastrofă. Cea mai mare cădere a lui Liviu Ciulei, genial regizor, a fost Macbeth făcut la Bulandra cu Cotescu. Deci lumea își aduce aminte și de marile realizări ale actorilor și regizorilor, dar și de marile lor căderi, care de obicei sunt pe mari texte. Te întreabă cineva, cred că tot în cumva în spiritul întrebării de mai sus, care este pariul pe care încă nu l-ai câștigat în meseria ta? Multe. Nu știu. Nu vreau să fac o listă ca să nu mă deprim. Dar, nu, în general, asta, nu știu, nu vreau să întreb. Da, bănesc că e o întrebare de om tânăr, pentru că la un moment dat îți dai seama că n-ai cum să câștigi toate pariurile. În viață n-ai cum. Nimeni nu cred că poate să zică că a câștigat toate pariurile. Important e să câștigi câteva importante. Dacă câștigi câteva importante, e deja bine. Toate e greu. Întreabă cineva așa, amintindu-și că totuși vorbim despre meseria care se fură sau meseria care te fură. Zice, în timpurile noastre mai poți fi furat de rolurile jucate, cum ne-ai spus. Din moment ce ca mare actor ești adus cu picioarele pe pământ de ce se întâmplă dincoace de peliculă sau de cortină. Adică ideea este că viața astăzi este atât de brutală, de complicată, vine peste tine din toate părțile, încât mai e posibil să se întâmple ce ne-ai spus? Pot să vă spun că dacă e vorba de cu adevărat un mare actor, el este pe scenă și concentrat fără legătură cu realitatea aia din afară, chiar și atunci când nu e foarte bun. Și am să vă spun niște exemple pe care le-am trăit. Eu am văzut niște actori care jucau în spectacole mele, care aveau momente dramatice de viață, adică le muriseră părinții. Claudiu Blanț îi murise tatăl atunci de mult, când am făcut eu primul spectacol de care vorbeam la Teatrul Național, și eram în sală și m-am uitat la Claudiu și juca un pastor, era îmbrăcat în costum de preot în vrăjitoare din Salem și la un moment dat trebuia să se uite către sală, avea o Biblie în mână și trebuia să se uite, asta se întâmpla în 91. Țin minte perfect, țin minte și emoția pe care am avut-o, aproape că e fizică în mine. Și Claudiu trebuia să se uite în sală să spună un anumit text. Și am văzut cum dinăuntru lui, știind că taică-sui mor pe masă acasă, a venit un fel de emoție care era a vieții și nu era a rolului. Și s-a întors cu spatele și replicile pe care le-a spus, aceleași replici pe care le spunea seară de seară, dar pe care le-a spus cu spatele la public din emoția aia, aveau o forță extraordinară în spectacol. Adică cumva a sublimat lucrul ăsta. În alt spectacol pe care l-am făcut, atunci nu eram, în exemplu ăsta nu eram de față, dar Maia Morgenstern îi murise mama și trebuia să joace spectacolul pe care l-am făcut eu cu ea la TES, la Teatru Evreiesc, într-un turneu, într-un festival. Și am sunat-o și am zis, Maia, e o situație dramatică, amânăm turneul, n-are rost. Și mi-a zis, nu, vreau să joc, o să-mi facă bine. Pentru câteva, două ore am să uit, pentru că am să mă concentrez și am să uit. Maia a fost, am aflat de la toată lumea, de altfel a luat premiul pentru cea mai bună actriță, extraordinară. Uneori sublimezi viața, e exact într-un fel, e un exemplu foarte bun pe care n-am știut să-l dau la începutul discuției noastre când vorbeam despre emoție și cum poți să lucrezi cu fragilitatea ta, cu emoțiile, cu ceea ce este vulnerabil și să le arăți pe scenă. Sunt convins că Maia a fost extraordinară pentru că tot ce era în ea a făcut să capete altă forță replicile
situațiile. Acum, întreabă cineva și, sincer, nu știu cine a pus întrebarea asta, dar deja încep să am, cum să spun, să fac scenarii de, cum se cheamă asta, nu scenarii, cum se cheamă, îmi scapă cuvântul ăștia care inventau chestii, oameni care își imaginează că sunt în spate, conspiraționist. Așa. Deci încep să devin conspiraționist și o să vezi de ce. Fii atent de întrebare. Zice, există o expresie brutală, citat, prost ca un pictor. Ea circulă din antichitate, dar a fost actualizată de Marcel Duchamp, cu semnificația parțială că educația și rafinarea culturală omoară ceea ce e visceral și interesant, spontan și viu în gesticulația creativă a unui pictor. Și acum, întrebare. Credeți că putem spune și citat prost ca un actor? Tu știi de ce cred eu în momentul ăsta că suntem, cad în conspiraționism? Nu ți-am trimis eu întrebarea, stai niște. Nu. Parcă auzi conversația noastră de azi dimineață. De azi dimineață, da. Aveam sentimentul că suntem la noi doi. Da, te rog, răspunde întrebări. Da, acum, întrebarea e cu schepsis și o întrebare foarte inteligentă. În cazul afirmației, trebuie spus că Marcel Duchamp era un personaj cu totul aparte, care își permitea să facă, afirmația asta și nu trebuie luată totuși ad literam. Ce pot să spun? Că există, ca în toate domenii, există și oameni proști, există și actori proști, evident. Acum trebuie făcut o diferență. Poate să fie un actor prost într-un fel, în sensul intelectual, adică să nu fie un om cultivat, citit, să nu fie un bun vorbitor, de obicei actorii nu sunt buni vorbitori. Dar să aibă un instinct extraordinar. Și atunci este ceea ce se numește, poate să fie un actor foarte bun, în sensul meseriei lui, pe scenă. În același timp, am întâlnit cazuri, poate să fie un om cultivat, simpatic, fermecător și care, suit pe scenă, n-are nicio carismă. De altfel, există în meseria noastră la teatru, există un fel de expresie care e foarte, foarte cinică, care zice, are umor de cabină, are farmec la cabină, dar suit pe scenă, nu. Nu mai are. Deci e un fel de farmec și carismă pe care o ai în particular și ea nu se produce pe scenă. Deci răspunsul meu la întrebare ar fi nuanțat pe ideea că, da, bineînțeles, că există oameni proști întotdeauna, dar chiar dacă un actor nu este neapărat cultivat, actorii buni au o anumită, inteligență scenică. Există inteligență scenică care ține de instinct, care ține de sensibilitate. Inteligența scenică, aia contează până la urmă pe scenă. Am înțeles. O ultimă întrebare. Asta e, în fine, o pun totuși pentru că a venit și pentru că într-un fel te onorează. Te întreabă cineva, care a fost spectacolul cel mai apreciat de critici, cel mai de succes dintre cele pe care le-ai făcut, bănuiesc? Și dacă a fost și cel pe care l-ai simțit cel mai aproape, cel mai tu, dacă l-ai simțit cel mai realizat? Și în fine, o altă întrebare, ce contează cel mai mult sufletește pentru un regizor în ceea ce pune în scenă? Asta e o întrebare mai... Nu știu, au fost și spectacole mai multe, foarte lăudate, unele mai criticate, normal. Când am plecat de la Paris, Peter Brook mi-a zis așa, du-te în România și fă cât mai multe spectacole, că n-au cum să-ți iasă toate la fel de bine. Și era un sfat din partea unui om care și-a început cariera 19 ani, care a lucrat în viața lui cu Laurence Olivier, cu John Gielgud, cu toți mari actori englezi, și care a muncit și a făcut spectacole până la 90. Deci a avut o carieră de aproape 80 de ani de carieră. Am încercat să-i urmez sfatul și pot să vă spun că există, evident,
nu trebuie să negăm, suntem oameni. Există o satisfacție când e și o reacție în public, sunt aplauze, există și cronici foarte bune. Am trăit asta recent la Craiova cu Avarul, care a fost, cum să zic, o bucurie cu atât mai mare, cu cât cei din Craiova mi-au zis că n-au mai văzut de mult așa reacții, spectacolul s-a vândut. E o bucurie, trebuie să fiu sincer. În același timp, pot să vă spun că când intru într-un nou proiect, cum sunt aici, de aproape 10 zile, aproape 2 săptămâni, când lucrez la Conul Leonida. Ca să mă pot concentra la Conul Leonida și să intru în lumea lui Caragiale, după ce am fost 2 luni în lumea lui Molière, cumva uiți, cumva ești obligat să dai la o parte. Și succesul și atmosfera și textul lui Molière și să încep cumva de la zero o nouă aventură, că e de fiecare dată o nouă aventură. Vorba aia celebră și banală prin cât e de celebră, că fiecare spectacol sau fiecare rol sau fiecare e ca un nou copil, e și stupidă, dar e și adevărată în același timp. Adică ai o nouă senzație de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, ca să avem noi senzații de fiecare dată, simt că e cazul să ne oprim aici. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Felix Alexa. Cu mare drag, mulțumesc de invitație și vă aștept la 1 decembrie, jucăm Conul Leonida de Ziua Națională, tocmai pentru că e un text care, cum să zic, e foarte ironic și cinic, apropo de ceea ce înseamnă național, în sensul cel mai bun și mai profund al cuvântului ironic. Mulțumesc mult! Seara bună! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează 10 minute de pauză bine meritată, în care o să vă rog să nu mângâiați cercul ca să devină vicios și vă așteptăm pentru actul al doilea al acestei serii. 10 minute pauză.